Alin Petric a fost promovat definitiv în funcția de director executiv al Camerei Agricole după o perioadă de interimat de aproximativ un an. Acesta a fost declarat admis cu media 9,50 în urma concursului susținut în perioada 7-9 decembrie. Promovarea lui Alin Petric a fost făcută ieri în mod oficial printr-o hotărâre a Consiliului Județean Gorj. De aproximativ un an de zile ocup funcția de director interimar al Camerei Agricole Gorj. De puțin timp în urma promovării examenului am obținut funcția de director executiv definitiv. Pe această cale țin să mulțumesc și domnilor consilieri județeni pentru faptul că au fost alături de mine și domnului președinte al Consiliului Județean.